Salut! Despre ce vorbiți? Despre Forum Bay, nu? Bănuiesc, nu? Altfel nu se poate, nu? Ce face Brașov? Ce face campionul Brașovul aici? Uite aici campionul Brașov. Cum? Cu noastră am stat de vorbă? Nu știu dacă am trecut acum 2 ani, parcă, nu? Acum 2 ani, da. Am trecut, nu v-am văzut pe aici, n-ați fost. Am fost și anul trecut mi-ați făcut poză cu Vali. Ah, da, dar n-am stat de vorbă, da. Cum stați anul ăsta? Rău. De ce? I-am bolnat. Acasă, dar aici n-ați jucat? Am și aici, 2 în final, o jucătoare. Moțată, floare în piept. Da, cu floare în piept, nu? Floare în piept. Ce e care origine? Ca și origine cu floare în piept? Da. Arden. Arden, nu m-am gândit. Arden, da, e combinată cu... Van Bruen și Torte. Da. Van Bruen. Și ce mai are? Cum au avut? Ce parcurs au avut bun? Poftim? Ce parcurs au avut bun? Până acum sunteți mulțumit de rezultate, de poziții? La etapele intermediare? Care au venit în față la început s-au dus. S-au dus, nu? S-au dus foarte mult. Noi jucăm 3. Vă dați seama dacă s-au dus 800. Dacă zice că 2 doar să fie desemnate. Da? Bine, dumneavoastră, sunteți un meseriaș în ale porumbăilor. Mergem 2 desemnate. Adică... Tot ce avem până așa în combinat s-au dus. Fără s-au dus, au rămas ai mei. Ați văzut o linie lucrată în timp? Nu ne încurce. Nu? La sfârșit a fi bun. La sfârșit, că sunt... Da. Toată trecută am avut un primul stop, ca să zic. Acum, e zona, mă rog cu mine. Condițiile de zbor, cum vi se pare? Aici bate puțin vântul, parcă, nu? Acum. Azi am avut etapă de 1500. Am înțeles că ați avut o etapă bună, nu? Da, ce vrea acum, parcă. Ne-a omorât cu păsă. Da. S-au venit cu rămâi pe jos. Gata. Greu. 1500 cu viteza aia. E vântul care... Da. Uneori îi ajută, uneori depinde de direcție. Uneori... Da, ei să nu-i bage puțin în jos. Da, da. Ne-a bătut săcelele, partea de jos. Astăzi e posibil vântul să bată puțin în jos. Cu 2-3 ediții, dacă vă aduceți aminte, bătea un vânt puternic aici, a fost prezent. Și veneau porumbei razdan cu sol aproape. Da, e bine să fii prieten. Au sărit gardul ca să, adică au zburat peste gard ca să să se ridice peste. Deci am fost pe șir de aceea. Vântul nu e un factor. Nu e întotdeauna, da. Chiar dacă îi bate din spate, dacă îi bate din spate și puțin lateral, îi duce. Îi duce aiurea, da. Îi duce aiurea. Deci ăla a stricat tot. Ce prognostic dați pentru astăzi? Și la ce viteză vin? Că am înțeles de la Sorin că acum e în jur de 1300. Eu zic că părerea mea e sub 1100. Sub 1100. Deci ați văzut dimineața în aceeași locație, aproximativ în aceeași locație, au venit porumbei cu 1500, nu? Da. Și acum, după câteva ore? Eu așa cred, sub 1100 să fie. Da. Băi, a venit ăla la îmbarcare. N-au cu distanță mare. Este totuși, 450. Noi a fost 200 de kilometri. Aici pe, pe jumătate, aici da. Știu. Da, așa e, da. N-au cum să vin. Da. Eu sunt ferm convins că o să vină foarte posibil din cauza că bate vântul puțin în jos. Am văzut cine a câștigat la atunci vă aduceți aminte că acum 2 ani sau 3 ani tot din jos au venit. Tot pe aici, deasupra câmpului. Și dacă apucă de duce în jos, după aia e greu să vină contra. Să întoarcă, da. Te spui, nu se mă duce. Da, așa e. A făcut la național. Baftă multe, vă doresc, vă țin pumnii. Mulțumim. Dar de ce? Și sper să vorbim la sfârșit. Vorbim și la sfârșit, dacă e. Și câte ori? Am ieșit campion cu linia la soare. Uite ce. Da, mai e. 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 Da, m